Bun găsit, dragi prieteni! Chiar stăteam și mă gândeam zilele trecute și nu numai, de ceva vreme mă tot gândesc și nu știu de ce fac comparație între vremurile copilăriei mele și ale prietenilor din generația mea cu cele ale copiilor mei de acum. Și îmi pare că sunt atât de multe diferențe. Este și acea generation gap, să spunem așa, marea distanță între generații, dar este vorba și despre condițiile de mediu care s-au schimbat, să spunem, atmosfera și o mulțime de lucruri care sunt modificate acum. Mi se pare că noi, în copilăria noastră, eram mult mai responsabili, eram cumva responsabilizați și de situația în care ai noștri erau la serviciu și trebuia să umblăm cheia de gât în clasa 1 și să urcăm treptele și scara pe întuneric pentru că nu era lumină. Amintiți-vă, probabil dintre voi și amintesc ceilalți, poate o noutate. Acum cred că, pentru faptul că cei mici au, eu știu, primesc mai mult ajutor din partea bunicilor, din partea bonei, din partea unui after school, să spunem așa, sau chiar din partea părinților care își permit să stea acasă mai mult timp cu ei, parcă nu au nevoie până la urmă să se dezvolte în acest sens, să se responsabilizeze, să facă lucruri pe care, sau mai bine zis, ce ar trebui să facă totuși un copil de 6 ani, să spunem așa, sau unul de clasa 1 sau unul din clasa 2. Acum noi avem niște reguli stricte, dacă vorbim cu un pediatru sau vorbim la școală, ne sfătuim între noi părinții, domne, copilul tău se îmbracă singur, mănâncă singur, se spală pe dinții sau mai din potriv, sau chiar are inițiativa de a le face singur, adică asta ar fi chiar apogeu, să spunem așa, cel mai de dorit pentru un copil de 6-8 ani să își strângă farfuria și să-și o ducă la chiuvetă. De ce acum lucrurile astea sunt extraordinare, iar pe vremea noastră erau absolut normale, erau de la sine înțeles? Pentru că probabil părinții noștri nu își permiteau, pur și simplu timpul nu le permitea și nu aveau altă soluție decât să ne responsabilizeze pe noi. Și cum ne-a dezvoltat, cum ne-a ajutat în dezvoltarea noastră ulterioară, n-aș putea să spun, asta depinde de la caz la caz. Pentru unii a fost un lucru bun, pentru alții, din potrivă, poate aveau nevoie de mai mult ajutor. Cert este că și copiii noștri au lucruri în plus de care se pot bucura și, de asemenea, ne putem mândri, să spunem așa, cu ei din mai multe puncte de vedere. Au acces la gadgeturi, la internet și la o deschidere mult mai mare, mai multe variante care îi ajută să-și dezvolte gândirea altfel și eu cred că unii dintre ei au o inteligență, să spunem, la un nivel mai ridicat față de copiii de pe, din generația anilor 80, să spunem așa, sau chiar 90. Aștept oricum și comentariile voastre și sfaturile voastre din experiența personală sau a nepoților, copiilor, prietenilor celor din jur. Ne revedem mâine dimineață cu alte subiecte interesante.